Eroii Invictus au fost premiați în cadrul unei ceremonii oficiale de premierul Viorica Dăncilă și ministrul apărării Mihai Fifor. Militarii români s-au întors acasă cu 5 medalii de la Sydney. Și ministrul apărării au început festivitatea de premiere prin a le mulțumi românilor care au reprezentat țara la Sydney. Dragi militari Invictus, ați demonstrat că sunteți într-adevăr de neînvins. Ne-ați făcut mândri și ne-ați umplut inimile de bucurie. Suntem extrem de mândri de voi. Ați dovedit încă o dată că știți să vă luptați cu viața. Că dacă viața v-a încercat, ați devenit și mai puternici. Și așa cum spunea doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, sunteți un exemplu de urmat pentru fiecare român. În 2020 va avea loc o nouă ediție a Jocurilor Invictus. N-am niciun fel de dubiu că veți fi la fel de dârși și atunci, la fel de neînfricați și ca de fiecare dată veți duce cu cinste și onoare drapelul României acolo unde veți merge. Viorica Dăncilă le-a oferit diplome, dar și cadouri militarilor români, în semn de apreciere pentru medaliile obținute de ei la Jocurile Invictus Sydney 2018. Unul dintre militarii medaliați la Invictus le-a mulțumit în numele echipei oficialilor care au avut încredere în ei. De-a mulțumit doamnei prim-ministru și domnului ministru al apărării pentru toate eforturile depuse, diligențele făcute pentru ca noi să putem participa împreună cu familiile la Jocurile Militare Invictus. Nici militarii nu au venit cu mâna goală la întâlnire și ei au oferit cadouri simbolice premierului Dăncilă, iar ministrului Fifor i-au înmânat drapelul României. A patra ediție a Jocurilor Invictus, care a avut loc între 20 și 27 octombrie, a adus României 5 medalii. Competiția este dedicată militarilor răniți în teatrele de operațiuni și a reunit 500 de participanți.